Aceasta stabilește că și primăriile pot acorda scutiri de majorări de întârziere la plată. Conform primarului Ion Lungu, vor putea beneficia de anularea penalităților persoanele și firmele care își plătesc integral debitele restante. Primăria Suceava are de încasat creanțe certe în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, dintre care 3,5 milioane reprezintă majorări. De scutiri ar putea beneficia 4.600 de persoane juridice și aproape 30.000 de persoane fizice. În măsura în care am acordat aceste facilități de 3.564.012 lei scutiri de majorări, am putea încasa 9.303.604,8 euro. Sigur că sunt condiționate aceste încasări, așa cum v-am spus, de majorările pe care vrem să le anulăm. Pentru a putea beneficia de condiții de anularea majorărilor de întârziere datorate la 31 decembrie 2018, în primul rând, trebuie să fie strânse toate obligațiile până la 31.12.2018, deci obligații de plată certe, discutăm de debite. De asemenea, să fie strânse obligații de plată pe anul 2019, cei care au întârzieri pe anul 2019. Să fie strânse, prin orice modalitate, așa cum spune legea, majorările care erau la 31.12.2018, dar dacă n-au fost plătite, deja au produs majorări și în anul 2019. Să fie achitate și aceste majorări. Regulamentul pentru anularea majorărilor va intra în vigoare după ce va fi aprobat de Consiliul Local.